Parcul Jora va fi folosit îndeoseb iarna pentru că va fi prevăzut cu un derdăluș. Conducerea primăriei a declarat că locuitorii din zona străzii Mihail Jora au solicitat un astfel de parc. Administrația locală intenționează să amenajeze un parc în imediata apropiere a șoselei de centură situată pe malul râului Moldova. Parcul va fi amplasat pe terenul aflat între blocurile din zona străzii Mihail Jora și servisul auto cu sediul pe artera ocolitoare Roman Vest. Banii pentru realizarea acestui proiect provin din fonduri europene, contribuția municipalității fiind de doar 2% din valoarea totală a proiectului, care este de circa 450.000 de euro. Primarul Lucian Micu susține că amplasamentul viitorului parc este unul bun și că locuitorii din acea zonă au solicitat acest lucru. Considerați că locul ales pentru a face un parc acolo la Jora este bun sau puteți să faceți parc în altă parte? Pentru că ținem cont de faptul că acolo este varianta orașului. Am înțeles. Am să vă răspund în felul următor. În primul rând, la ședința de vineri am aprobat doar devizul actualizat, da? Cu TVA-ul de 19%. Și e pasul premergător semnării contractului de finanțare. E vorba cu o finanțare din fonduri europene. Nu este singurul parc pe care dorim a fi realizat la nivelul municipiului Roman. Este și o doleanță a locuitorilor din zonă pentru amenajarea unui parc. Și de asemenea vom redepune și parcul Zăvoi în perioada imediat următoare. Referitor la parcul Jora, pot să vă spun că acesta, pe lângă piste, alei și amenajarea de peisagistică din zonă, va beneficia și de un derdeluș. Toată această zonă vine doar până în servisul care este construit până în ocolitoare. Deci e toată zona de pe partea stângă, cum coborâți de pe Miron Costin, pe strada Jora, între blocuri și acel servis auto. Din punctul nostru de vedere, față de cum arată zona acum, credem că prin amenajarea aceasta vom aduce un plus de valoare zonei și mai mult decât atât tuturor iubitorilor pe timp de iarnă a Săniușului o locație unde se poată merge cu copiii, acolo unde cu siguranță voi merge și eu și probabil veți merge și dumneavoastră. Nu ne rămâne decât să sperăm că viitorul parc va fi folosit în mod frecvent de către romașcani, dacă nu vara, măcar pe timpul iernii, la derdeluș. Ne aflăm în apropierea șoselei de centură situată pe malul râului Moldova. Aici, în apropierea rutei ocolitoare, pe acest teren aflat lângă noi, se va amenaja un parc. Este vorba despre deja renumitul parc Jora. Investiția inițială va fi în jur de 450.000 de euro. Să sperăm că după finalizare romașcanii vor lua cu asalt această zonă, nu de alta, dar să nu spunem mai târziu că au fost niște bani aruncați în vânt și că investiția s-a făcut doar de dragul de a se face.